Bună ziua, putem să începem? Da? Toți sunt gata? Ok. Bună ziua, stimați cetățeni, stimați jurnaliști. Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre la această conferință de presă, unde vom vorbi despre conceptul strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2050. Un document de politici în care este redată viziunea guvernului și fixează obiectivele către mijlocul secolului, ținând cont de provocările actuale globale și din regiune. Înțeleg că sunt foarte multe întrebări referitor la situația curentă. Însă, noi considerăm că acum, mai mult ca niciodată, trebuie să elaborăm acest document pentru țara noastră. Trebuie să privim mai departe decât această iarnă. Avem 27 de ani la dispoziție pentru a trece Moldova la un consum de energie mai eficient, mai ecologic și mai puțin costisitor. Avem timp suficient să facem tot ce ne-am propus până în 2050. Pentru că noi avem voință de fier în acest sens. Trebuie să facem acest lucru pentru copiii și nepoții noștri. Este obligația morală să ne câștigăm independența energetică. De un an de zile de când prima dată au fost limitate volumele de gaz de către Gazprom, am găsit soluții la nivel de guvern, împreună cu partenerii noștri din UE, ca să furnizăm energie neîntrerupt cetățenilor și businessului din țară. Ne-a reușit cu greu și la un preț pe care îl plătim în continuare. Dar ne va reuși și mai mult dacă vom investi pe viitor pentru o energie mai ieftină și mai sustenabilă. Moldova are nevoie de un plan pentru a face din energie o sursă de dezvoltare economică și nu o povară la buzunarul cetățeanului și a mediului de afaceri. Trebuie să ne adaptăm inteligent acțiunile la climatul geopolitic actual și la creșterea prețurilor la energie. Cel târziu, la sfârșitul anului viitor, vom avea o nouă strategie energetică. Una care va detalia acțiunile pe care le vom lua până în 2050. Trebuie să schimbăm situația în care Moldova se află astăzi. Creșterea economică a țării nu poate fi atinsă dacă aprovizionarea cu resurse energetice principale este supusă unor întreruperi permanente și dacă prețurile energiei sunt instabile și inaccesibile. În consolidarea securității sale energetice, Republica Moldova va trebui să folosească oportunitățile pe care ni le-au adus construcția gazoductului Iași-Chișinău, care a interconectat sistemul de transport al gazelor naturale cu cel din România, recenta sincronizare cu sistemul electroenergetic continental european ENTSO-E, implementarea regulilor de piață în domeniul energiei electrice și, evident, acordarea statutului de candidat la UE, care creează noi premise și oportunități pentru dezvoltarea sectorului energetic. Prin noua strategie energetică avem un scop clar: crearea unui sector energetic competitiv și durabil. Vom face acest lucru concentrându-ne pe 5 obiective strategice. Sporirea securității energetice, dezvoltarea unei piețe energetice competitive și integrarea regională, promovarea eficienței energetice, dezvoltarea energiei regenerabile durabile și protecția consumatorilor de energie. Avem deja stabilit detaliat acțiunile și măsurile propuse care vor fi examinate în cadrul procesului de elaborare a strategiei energetice a Republicii Moldova 2050. Realizarea strategiei va fi supusă dezbaterilor ample cu toți actorii din domeniu și va beneficia de sprijinul partenerilor externi. De aceea, voi avea un îndemn acum pentru toți cei din mediul de afaceri, oameni simpli, societatea civilă, mediul academic, să fie implicați în dezvoltarea acestei strategii. Energia ne privește pe toți. În continuare, secretarul de stat, domnul Constantin Borosan, din domeniul energetic,
va explica și va oferi mai multe detalii referitor la acțiunile care sunt incluse în acest concept al strategiei. Menționez că imediat după conferință, conceptul va fi publicat spre consultări publice. Constantin, te rog. Vă mulțumesc, domnul ministru. Bună ziua, stimați jurnaliști. În cele ce urmează, voi prezenta partea tehnică a documentului, a propunerii de concept a strategiei energetice, așa cum a fost declarat de către domnul ministru. Documentul, conceptul strategiei energetice se bazează pe 5 dimensiuni. Dimensiunea creșterea securității energetice include ca priorități construcția unei centrale cu o tehnologie flexibilă pe bază de motoare cu ardere internă cu capacitate între 80-100 de megawatts, ceea ce va oferi posibilitatea de echilibrare, balansare a sistemului electroenergetic și o integrare mai mare a surselor regenerabile de energie. De asemenea, o prioritate reprezintă construcția unei centrale de cogenerare bazată pe tehnologia ciclu combinat gaze ABUR cu eficiență energetică, un randament electric de cel puțin 55% și o capacitate, o putere instalată de cel puțin 250 de MW. De asemenea, priorități reprezintă creșterea interconectivității cu statele vecine, cu România și cu Ucraina, prin finalizarea construcției liniei electrice Vulcănești-Chișinău, de asemenea, construcția unei noi linii electrice 400 kV între Bălți și Suceava, precum și analiza fezabilității proiectelor de interconexiune dintre Republica Moldova și România, linia Vulcănești-Smârdan și în partea de nord, interconexiunea, consolidarea interconexiunii cu Ucraina, al doilea circuit electric între Bălți și Cehășie-Dnestrovsk. De asemenea, priorități reprezintă consolidarea sistemului național de transport al gazelor naturale și facilitarea tranzitului de gaze către depozitele de stocare din Ucraina, dezvoltarea infrastructurii de stocare a combustibililor de rezervă pentru centralele electrice de pe teritoriul țării noastre, crearea stocurilor strategice de gaze naturale și stocuri strategice de produse petroliere. Capitolul 2 al propunerii de strategie energetică, al conceptului strategiei energetice, care vizează dezvoltarea piețelor competitive de energie și integrarea lor regională, include ca priorități finalizarea procedurii de separare și independență a operatorului de transport al gazelor naturale, așa numitul unbundling, care va oferi, va garanta accesul nediscriminatoriu al terților, a furnizorilor alternativi la rețeaua de transport a gazelor naturale. De asemenea, prioritate reprezintă desemnarea unui operator comercial al pieței de energie electrică și lansarea piețelor competitive organizate în domeniul electroenergetic, piața pe parcursul zilei și piața zilei următoare. De asemenea, prioritate reprezintă utilizarea platformelor dezvoltate de ENSOE pentru schimbul de servicii de echilibrare și de sistem. Al treilea capitol al strategiei energetice se va referi la eficiența energetică și ca priorități va include eforturi de reabilitare energetică a circa 400.000 metri pătrați de suprafață clădiri rezidențiale anual și circa 174.000 metri pătrați suprafață de clădiri publice anual. De asemenea, o măsură de a eficientiza consumul este electrificarea sectoarelor de consum, în particular sectorul de încălzire, prin eliminarea treptată a dispozitivelor de încălzire cu radiatoare rezistive, a cazanelor pe bază de gaze naturale și a sobelor pe biomasă ineficiente și înlocuirea acestora cu pompe de căldură, a căror randament, eficiență este înaltă. De asemenea, prioritate reprezintă implementarea sistemelor de contorizare inteligentă și modernizarea sistemelor de alimentare centralizate cu energie termică prin implementarea punctelor termice individuale și distribuției energiei termice pe orizontală, precum și crearea de inițiative pentru a sprijini creșterea numărului de autovehicule electrice până în anul 2030 cu cel puțin 50.000 de unități, crearea de inițiative pentru a sprijini trecerea transportului public urban
sau a celui de marfă la vehicule hibride sau electrice. Și tot aici implementarea auditorilor energetice obligatorii pentru companiile mari și aplicarea standardelor de management energetic. În ceea ce privește capitolul promovarea durabilității și energiei regenerabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, aici priorități sunt, se prevăd construcția parcurilor fotovoltaice cu putere totală de circa 200 MW, construcția parcurilor eoliene cu putere totală de circa 250 MW, construcția centralelor electrice pe bază de biogaz și biomasă cu putere totală de circa 70 MW, construcția centralelor electrice de valorificare energetică a deșeurilor cu putere totală de circa 20 MW, construcția sistemelor de stocare a energiei electrice cu baterii, cu o capacitate de circa 80 MW până în anul 2035, care iarăși va oferi o flexibilitate mai mare sistemului electroenergetic. Dezvoltarea durabilă a sectorului biomasei prin promovarea înființării plantațiilor de plante energetice, transpunerea și implementarea dispozițiilor privind comunitățile locale de energie regenerabilă, introducerea facturării nete sau așa numitului mecanism de net billing și facilitarea racordării centralelor electrice industriale mari care produc pentru consumul propriu energie electrică. Și ultimul capitol vizează protecția consumatorilor și reducerea sărăciei energetice. Priorități aici constituie reducerea impactului crizelor energetice și a poverii energetice și protejarea consumatorilor vulnerabili prin ajutoare sociale adecvate, cum ar fi compensații pentru consumul de gaze naturale, energie termică și electrică, instituirea de programe publice de izolare termică a clădirilor pentru comunitățile afectate de sărăcie energetică. Toate aceste acțiuni enumerate mai sus sunt concentrate pe creșterea securității energetice a țării noastre și asigurarea consumatorilor cu energie la prețuri accesibile. Pentru aceasta trebuie să și vom depune efort să diversificăm sursele de aprovizionare, vom asigura integrarea deplină a țării noastre în piața energetică europeană și implementarea segmentelor de piață organizate pe termen scurt, și vom depune eforturi pentru construcția capacităților noi de generare și, și consolidarea infrastructurii de transport necesare. Și așa cum a menționat domnul ministru, astăzi va fi publicat conceptul strategiei energetice întocmit în conformitate cu hotărârea de guvern 386 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea și implementarea documentelor de politici, și vom parcurge toate etapele care vizează promovarea unui document de politici. Tot aici considerăm necesar de menționat, încă în vara acestui an, înainte de a propune acest concept astăzi în această conferință de presă, au fost organizate 5 ateliere de lucru tematice, concentrate pe aceste 5 domenii, împreună cu experții în domeniul în care am colectat propunerile pentru strategie energetică. Mulțumesc, domnul Borosan. Stimați cetățeni, ați văzut un șir de acțiuni care vor fi parte a acestei strategii și a planului de acțiuni pe care îl vom avea în anii următori referitor la securitatea energetică a țării noastre. Una din întrebări pe care am primit-o, de ce tocmai 2050 și de ce nu mai repede? Evident că ne-am dorit ca unele lucruri să se întâmple mult mai repede, dar voi fi sincer cu dumneavoastră și voi spune că multe din aceste proiecte pe care le-a menționat domnul Borosan au fost discutate încă zeci de ani în urmă și de-abia acum se fac eforturi consolidate și rapide ca să se întâmple mai repede. 27 de ani pare o perioadă lungă, însă în domeniul energetic nu este o perioadă lungă. Repet, în acest concept și în ziua de azi, când chiar ieri am avut o deconectare masivă, Ministerul Infrastructurii, Guvernul, Guvernarea în întregime, vrea să privească mai departe decât această iarnă și să ne asigurăm că în 2050, indiferent de ce crize vom mai avea, țara noastră să poată să facă față cu ușurință tuturor provocărilor din acest domeniu.
Eu vă mulțumesc și după ce vom publica acest concept, rog toată lumea, în mod special, cum am spus, societatea civilă, mediul academic, să vină cu recomandări ca, într-un termen cât mai scurt, să finalizăm elaborarea propriu-zisă a documentului și aprobarea lui în Guvern și Parlament. Acum știu că sunt extrem de multe întrebări la situația curentă sau la strategie, așa că voi fi aici să încerc să răspund la toate din ele. Bună ziua, Doina Ivanov, Publica TV. Domnule, să ne spuneți dintre aceste măsuri, care dintre ele este posibil realist de realizat în cel mai scurt timp? Dacă ați evaluat care ar fi costurile și de unde vom lua acești bani? Pentru că sunt niște acțiuni impunătoare despre ceea ce ați vorbit acum aici. Da, în primul rând, linia Vulcănești-Chișinău, care a început chiar cu anul acesta, construcția și, propriu-zis, instalarea pilonilor se va efectua începând cu anul viitor. De asemenea, linia Bălți-Suceava, care este deja un proiect depus de colegii noștri din România la Comisia Europeană și așteptăm răspuns referitor la finanțarea acestui proiect, inclusiv subiectul referitor la stocurile strategice de gaze care se întâmplă în acest an. Știți că avem deja peste 200 de milioane. Vom modifica legea și pentru stocurile de petrol. Un proiect de reabilitare la termoelectrica care să pregătească compania pentru a stoca cantități mai mari de păcură va fi implementat. Cred că în termen mai scurt putem discuta despre instalarea punctelor individuale de reglare a încălzirii termice în Chișinău și în Bălți, care deja rulează și în următorii ani va fi implementat. De asemenea, suntem pe ultima sută de metri cu promovarea noilor modificări la eficiența legea cu privire la resursele regenerabile. În anii următori și deja vedem că pe finalul acestui an avem o creștere considerabilă a numărului de panouri fotovoltaice instalate și cu cereri de instalare. Asta se va întâmpla exact în anii următori. Însă sunt și proiecte mai mari care necesită timp. Spre exemplu, construcția unei stații de cogenerare, așa cum a menționat domnul Borosan, de până la 300 de megawatts. Ne va lua 5-7 ani ca să aducem proiectul până la bun sfârșit. Deci veți vedea că în conceptul strategiei, de fapt, chiar dacă este până la 2050, sunt două perioade de implementare. Deci o perioadă de 7 ani până la 2030 și a doua perioadă de la 2030-2050, care cumva va pune în primul plan de acțiuni principalele activități care pot să se întâmple până în 2030. Mulțumesc! Mihaela Tabarcea, ProTV, referitor la întrebarea care a avut-o colega, vreau să întreb totuși câți bani este nevoie pentru acest lucru și de unde vor fi luați? Sunt colecte interne, în granturi, în credite? Haideți, eu am să dau și câteva exemple foarte, foarte concrete. Evident că evaluarea surselor financiare pentru întreaga strategie va fi făcută odată cu promovarea proiectelor și vom da aceste cifre. Ce ține de unde luăm sursele, este evident că bugetul Republicii Moldova nu își va permite să finanțeze întreaga strategie și noi contăm și am spus chiar la început că trebuie să ne bucurăm de acordarea statutului de țară candidată a Moldovei la Uniunea Europeană. Respectiv, prin acest statut vom putea obține și resurse financiare ca să finanțăm aceste proiecte mari. Dar să luăm simplu, inclusiv linia Vulcănești-Chișinău este finanțată de un partener de dezvoltare. Inclusiv la termoelectrica s-au făcut lucrări cu partenerii noștri, BERD, BI. Respectiv, vom accesa aceste resurse financiare pentru a construi toate proiectele despre care am vorbit mai sus. Ați menționat și despre stocuri de gaz. Cam care este volumul necesar pentru țara noastră ca să devină mai independent? Noi pornim de la două tipuri de stocuri, așa numit stocuri strategice, care să ne asigure funcționalitatea sistemului pe cel puțin 5-10 zile, în cazul în care apare o problemă tehnică de livrare sau de interconexiune, iar dacă vorbim de asigurarea sau siguranța fluxurilor de gaz pe timpul rece, în mod special iarna, noi ne dorim ca să avem stocuri cel puțin pentru 2 luni de iarnă. Asta ar însemna
între 200 și 300 de milioane de metri cubi de gaz. Dacă vorbim de iarna curentă, pentru că este un subiect pe care toată lumea îl interesează, deci noi după ziua de azi vom avea aproximativ 225 de milioane de metri cubi de gaz în stoc și vom continua să achiziționăm pentru a putea depăși iarna. Totodată vreau să vă întreb despre acea notificare a Gazpromului. Care este situația, dacă ați mai transmis solicitări în partea Federației Ruse privind livrările de gaz și dacă, într-adevăr, de luni ne așteptăm ca să fie deconectate livrările? Noi am văzut acea notificare. În notificarea pe care toată lumea a văzut nu este foarte clar ce înseamnă reducerea volumelor. Domnul Ceban este într-o vizită de lucru la Gazprom în zilele acestea. Sper că va veni cu mai multe detalii și ne va spune ce au avut în vedere. În același timp, noi considerăm total nejustificată această notificare. Republica Moldova achită în întregime, mă refer la malul drept, consumul de gaze, iar așa cum am spus, alegațiile că precum Ucraina nu livrează acele cantități de gaze nu sunt adevărate. Aceste stocuri pe care le avem, pe cât timp ne ajung? Deci aceste stocuri, ținând cont de consumul actual al țării, ne-ar ajunge pe aproximativ 2 luni de iarnă. Deci vorbim de decembrie și ianuarie. Și totodată vreau să vă întreb despre avarea de la termoelectrica, dacă a început ancheta și la ce etapă se află. Deci a început ancheta internă de clarificare a situației. Cel mai probabil va mai fi creată o comisie cu experți din afara termoelectrică, cu experți din domeniul tehnic, pentru care este un subiect foarte tehnic și în urma tuturor investigațiilor va fi făcută publică concluzia pe această situație. Lubov Plămădeală, TV8. Astăzi Vadim Ceban a scris că regiunea transnistreană a solicitat să le fie livrată toată cantitatea de gaz, adică 119 milioane de metri cubi, și părții drepte a Nistrului să le rămână doar puțin mai mult de 50 de milioane de metri cubi. Cum comentați asta? Haideți, a fost și comentariul biroului de reintegrare. Cred că această solicitare trebuie în primul rând să meargă către Gazprom. Odată ce Gazprom va livra tot volumul de gaze conform contractului, va ajunge pentru ambele maluri ale Nistrului. Atât timp cât aceste volume sunt reduse cu 50% și vedem pentru decembrie încă și mai mult cu 56%, evident că trebuie să împărțim rațional acest gaz ca să ajungă tuturor cetățenilor de pe ambele maluri. Referitor la deconectările de la lumină masive de ieri, de care este situația la zi, dacă vi s-a raportat, câți consumatori mai rămân astăzi fără energie electrică? Deci eu aveam cifra că sub 2%, chiar cred că mai puțin, vorbim de între 5, în jur de 5.000 de consumatori care nu au fost conectați. Asta era informația de dimineață, evident că ea se schimbă în fiecare oră. Odată ce vom avea mai spre seară, probabil vom putea spune care este situația până la finalul zilei. Bună ziua, Vadim Cheptănaru, TV Moldova. Domnule ministru, cât de sustenabilă va fi această strategie, având în vedere că în 27 de ani se vor perinda cu siguranță mai multe guvernări în Republica Moldova? O întrebare la temă și doi, care este traseul curentului electric din România prin linia Isaccea-Vulcănești și mai exact ce se întâmplă atunci când se deconectează curentul electric în aproximativ toată Republica Moldova, ca să înțeleagă lumea, pentru că sunt foarte multe speculații. Unii spun că s-a bombardat linia prin care trece curentul, alții spun că a fost o siguranță pentru ca această linie să nu fie afectată mai mult. Mulțumesc. La prima întrebare, evident că este o provocare și eu foarte mult contez ca, indiferent de care va fi clasa politică în acești 27 de ani, să înțeleagă că nicio țară nu poate să-și permită să fie dependentă de o singură sursă energetică. Și această strategie nu este pentru mine sau pentru acest guvern, este o strategie, în primul rând, pentru cetățeni. Și eu cred că noi, în acest un an și câteva luni, am reușit să ridicăm discuțiile în societate despre energie la un nou nivel, ca și cetățenii să fie cu ochii pe acest domeniu,
pentru că vedem că este un domeniu care afectează pe fiecare. Și nu contează în ce regiune, zona țării trăiește, nu contează ce viziune politică are. În momentul în care se deconectează energia electrică, se deconectează la toți. Și am văzut-o foarte bine ieri. La fel, dacă se limitează volumele de gaz, se limitează pentru toți. Soluția pe termen lung este ca noi să ne concentrăm, să ne asigurăm că țara nu va mai fi în situația de anul trecut, când și energia electrică, și gazul, și energia termică era furnizată de o singură companie din Federația Rusă, Gazprom. Pentru că din gaz se făcea și energie electrică și termie. Noi suntem acum în prag de iarnă, în care avem rezerve pentru 2 luni de gaz, putem cumpăra energie electrică din spațiul european, suntem interconectați la ENTSO-E, deci am făcut un mare, mare pas înainte. Dar nu este suficient. Aceste lucruri trebuie duse la bun sfârșit. Și asta este rolul acestei strategii, ca să fie cumva documentul de bază de dezvoltare a sectorului până în 2050. Nu exclud că pe parcursul timpului va trebui de modificat anumite elemente, ținând cont de evoluțiile și a tehnologiei și a situației din regiune, dar în principiu aceste obiective și principalele proiecte de infrastructură trebuie să rămână ca ghidaj pentru orice guvernare va fi de acum încolo. Referitor la întrebarea 2. Este adevărat că sistemul nostru electroenergetic s-a deconectat automat pentru a proteja întreaga rețea. Ieri a fost un pic sau chiar mult mai grav decât a fost în 15 noiembrie, ținând cont că a fost bombardată și infrastructura energetică din regiunea Odessa, care este mai aproape și mai conectată cu țara noastră. Deci, în momentul, așa, o să încerc nu foarte tehnic, dar pentru cetățeni, în momentul în care a scăzut frecvența în rețeaua de transport, a funcționat sau automat sistemul de protecție a linii și s-a deconectat întreg sistemul de transport, care a dus la deconectări masive. Nu au fost bombardate, mă refer fizic, linia de interconectare Isaccea sau alte linii de pe teritoriul Republicii Moldova. A urmat o perioadă de câteva ore până când colegii de la Moldelectrica, împreună cu distribuitorii Red Nord, Premier Energy Distribution, dar și CET-urile de la Chișinău Termoelectrica și CET Nord, au trebuit să stabilizeze frecvența în rețele și încet, încet să conecteze fiecare linie ca energia să poată să ajungă într-un mod sigur la fiecare cetățean sau la mediul de afaceri. Ați văzut că în unele regiuni a durat o oră, în altele două, în altele trei, pentru că așa a fost, așa s-a parcurs fiecare etapă pentru siguranța întregului sistem, dar și a cetățenilor și a economiei. Suplimentar, ieri a durat un pic mai mult, ținând cont că afară ploua, iar echipele mobile care trebuiau să meargă uneori la fața locului, trebuiau să asigure măsuri suplimentare de protecție a muncii pentru a reuși să conecteze toată lumea. Mă bucur sau profit de această ocazie să mulțumesc în primul rând colegilor de la Moldelectrica, Red Nord, Premier Energy Distribution, CET-uri, CET Nord, Termoelectrica, care ieri au lucrat într-un regim extrem ca să asigure într-un timp cât mai scurt reconectarea întregii țări la sectorul, la energie electrică. Domnule Spână, vrem să înțelegem dacă situația s-ar putea repeta și cum să procedăm și dacă avem soluții ca să evităm astfel de situații, dacă ele există. Deci, ținând cont de atacurile masive pe care le face Federația Rusă în Ucraina asupra infrastructurii critice, nu este exclus un astfel de scenariu sau repetarea unui astfel de scenariu. Trebuie să pornim de la situația pe care o avem. Republica Moldova este interconectată sau liniile sunt interconectate cu Ucraina, deci în momentul în care cade frecvența în Ucraina, automat se cade frecvența și în rețeaua de transport de pe teritoriul țării noastre. Odată cu construcția liniei Vulcănești-Chișinău, Bălți-Suceava de interconexiune cu România, evident că aceste riscuri se vor micșora. Suplimentar, dacă vom crește producția de energie electrică
pe teritoriul țării noastre, evident că aceste riscuri se vor minimaliza. Repet, peste 80% din energia electrică care vine acum în Moldova vine din România, care folosește inclusiv sistemul de transport din Ucraina. Și veți vedea că acest concept a strategiei tocmai vine să ofere soluții de proiecte pe infrastructură, dar și pe interconectare, inclusiv a piețelor, ca pe viitor astfel de situații să fie sau să poată fi controlate mai mult de țara noastră. Cristian Bolotnikov, Agora. Aș dori să vă întreb cum comentați situația din capitală și anunțurile din partea primăriei și APA Canal cu privire la posibilă asistare a serviciilor de livrare a apei și de canalizare? Deci noi am avut o discuție cu Premier Energy. Din informația pe care o am, Premier Energy a ajuns la o înțelegere cu APA Canal. Repet, APA Canal este o întreprindere municipală pentru a plăti în tranșe. Deci Premier Energy nu va deconecta APA Canal, deci nu ar trebui să fie o problemă. Iar pentru a evita orice speculație, trebuie să menționez o chestie. Din informațiile inclusiv publice pe care le-a făcut ANRE, costul energiei electrice, care a crescut în ultima perioadă, ar trebui să ducă maxim la o creștere de 65 de bani a tarifului. Respectiv, solicitarea de creștere cu 10, 12 lei, nu am intrat în detalii pentru că este subiectul primăriei, deja sunt cheltuieli pe care trebuie să le demonstreze APA Canal către ANRE. Și nu poate fi spus că din cauza energiei electrice sau prețul energiei electrice trebuie să dubleze tariful la apă. Repet, contribuția energiei electrice, după toate creșterile, este de 65 de bani. În rest, eu tare mult sper ca primarul municipiului Chișinău, conducerea întreprinderii APA Canal, inclusiv cu Andreu, să găsească soluție, pentru că toți înțelegem că furnizarea de apă și canalizare pentru oraș este prioritatea zero. Și sper să găsească aceste soluții cât mai repede. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult. În scurt timp vom publica documentul spre consultări publice. Vă doresc o zi bună și mulțumesc încă o dată pentru solidaritate.